Salutare, elevi! Mă numesc Maia Ramă, profesoră de matematică și astăzi vom recunoaște în diverse enunțuri și utiliza rezolvări de probleme a formulei de calcul a arii hexagonului regulat. Anterior am identificat noțiunea de arie, unitatea de măsură a ariei. Amintim că poligonul regulat este poligonul care are toate unghiurile congruente și toate laturile congruente. De exemplu, triunghiul echilateral, pătratul, pentagonul regulat, hexagonul regulat, heptagonul regulat și altele. Cunoaștem că area triunghiului este egală cu semiprodusul dintre lungimea unei laturi și înălțimea corespunzătoare acestei laturi. Informația actualizată ne va ajuta să identificăm formula de calcul ariei hexagonului. Din desen se observă că dacă unim punctul de intersecție a diagonalilor hexagonului cu vârfurile lui, obținem 6 triunghiuri congruente. Evident că suma ariilor acestor triunghiuri este egală cu aria hexagonului. Fie triunghiul echilateral AOB. În acest triunghi, M este lungimea apotemii, L este lungimea laturii, iar N este numărul de laturi a poligonului regulat. În cazul nostru, N este egal cu 6. Prin urmare, area hexagonului A, B, C, D, E, F este egal cu 6 ori area triunghiului AOB, fie OM înălțimea triunghiului AOB. De orice triunghiul AOB este echilateral, rezultă că segmentul OM este și apotema, adică OM este egal cu M. Area triunghiului AOB este egal cu O2M din AB ori OM și este egal cu O2M ML. Deci aria hexagonului A, B, C, D, E, F este egal cu 6 ori O2M ML și este egal cu 3 ML. Aceasta este aria hexagonului regulat. În continuare, vom rezolva o problemă în care vom utiliza formula de calcul a ariei hexagonului regulat. De determinat area unui hexagon regulat, dacă lungimea laturii L este de 6 cm. Hexagonul dat, după cum observăm, este împărțit în 6 triunghiuri echilaterale. Suma ariilor acestor triunghiuri este egală cu area hexagonului. Observăm că triunghiul AOB este echilateral. Deci OA este egal cu OB, este egal cu AB și este egal cu L. Area triunghiului AOB este egal cu L pătrat, radical din 3 pi 4, și este egal cu 6 pătrat, radical din 3 pi 4, și este egal cu 9 radical din 3 cm pătrați. Area hexagonului este egal cu 6 ori 9 radical din 3 și este egal cu 54 radical din 3 cm pătrați. Noi, astăzi la lecție, am identificat că area hexagonului regulat cu apotema de lungime M și latura de lungime L se calculează cu formula 3L pătrat radical din 3 pe 2 sau area hexagonului este egal cu 3M L. Aici lecția noastră a finalizat. Noi ne propunem pentru data viitoare să identificăm formula de calcul a arii altor patru latere. Mult succes în descoperirea matematicii!